Salut! Suntem la Oradea, tocmai a avut loc Pro Bikers Marathon, ediția 4, dacă nu mă înșel. Eu am participat de 3 ori, probabil că nu a fost o ediție la care... Parcă așa m-au auzit la microfon, nu sigur. Un concurs interesant, un traseu nou. Eli, tu ce zici? Cum? În mare parte a fost nou, o altă parte se repeta, nu știu, etele zicea că undeva la 50% se repeta cu traseul vechi. Aparent aș zice că a fost un traseu rapid, dar totuși au fost câteva urcări. Cel puțin picioarele mele le-au simțit, mai ales în tura a doua. Din ce am văzut eu acum, mie mi s-a părut că nu ești în cea mai bună formă la momentul de față. Da, nu, dar e început de sezon și până la urmă e bine să nu fiu în vârf de formă acum. Am văzut colegul tău, Timi, chiar foarte bine a mers. Da, am mers împreună, eram grupul al doilea, împreună cu Timi, cu Zoran Ziviti și cu un rider care nu scapă numele, acum e din Ungaria, tot de la Merida. Și practic eram patru rider pe Merida, grupul urmăritor, să zic așa. Doar că la un moment dat, spre finalul primei bucle, la mine picioarele au cedat. Efectiv am simțit că nu mai pot să forțez atât de mult pe cât mi-aș dori pe oricare și practic a doua buclă am făcut-o solo în safe mood energy. A fost și puțin vânt pe traseu, te-a deranjat? Având în vedere că destul de mult traseu era în pădură, nu chiar m-a deranjat vântul, nici nu mi-a plăcut unde l-am simțit și nici platul în mod deosebit nu mă avantajează pe mine, dar a fost o cursă bună de verificare și de antrenament. Să zicem așa, primul obiectiv ar fi maratonul Făget, fiind acasă, fiind pe teren propriu. Am înțeles. Surprinzător, ne așteptam la nori mai mult. Aseară, ieri, a plouat destul de mult. Uite, pe terenul a fost chiar ok. Nu știu, cred că a plouat ieri dimineață sau alaltă noapte, ceva de gen, nu, chiar a fost ok. Ideea e că n-a plouat de câteva zile și atunci și atât cât a plouat a fost numai bine, să mai stropească un pic pământul prin pădure. De anul ăsta, o nouă echipă, o nouă bicicletă, cum te-ai acomodat cu ea? Ai apucat să... Repede și bine. Îmi place, e poate o idee mai ușoară decât cea de anul trecut pe care am comprat și acum rămâne eu să dau tot ce am mai bun ca să... Ai obiective serioase anul ăsta? Naționale? Serioase sunt toate obiectivele. Nu, adică... Da, evident, cursele importante din țară doresc să fiu cât mai sus în clasament. Campionatul național e cel mai important dintre ele și pe lângă asta mi-ar place să mai merg la câteva curse UCI. Chiar în weekendul ăsta era o cursă UCI în Ungaria la care aș fi vrut, dar având în vedere forma în care mă aflu, e mai bine că nu am mers. Probabil ar fi fost mai demoralizant pentru mine. Am înțeles. În rest, nu știu, poate reușesc să ajung iar la Nove Mesto, la o etapă de cupă mondială, dar în funcție de cum voi simți că merg picioarele. Am înțeles. Oricum, în oricât de bună formă aș fi, tot în coda plutonului aș fi la cupă mondială și atunci trebuie totuși să fiu cât de cât pregătit. Acum sigur că avem mult de recuperat față de Occident în ceea ce privește sportul ăsta, dar... Da, și nici eu nu mai sunt la prima tinerețe visător și așa, cu gânduri de campionate mondiale. Ești modest, pentru că te ducem că
foarte bine. Da, important e să, să ne antrenăm, să poate și să ne simțim bine când facem ceea ce facem. Că până la urmă cu asta rămâne. Un rezultat bun, îl obții azi, mâine îl pierzi. Până la urmă e important să, să te simți bine făcând sport. Ce greutate are bicicleta asta nouă pe care o conduci? Bicicleta nouă are 9 grame estimativ. N-am cântărit-o încă. Poate chiar sub 9, nu știu. Undeva în jur de 9. Tot există discuții și răzdiscuții. Bicicleta de 29 nu e ideală pentru persoane nu foarte înalte. Tu nu ești un ce înălțime ai? 1.67. 1.67. La 1.67 ce poți să zici? E o bicicletă de 29 de inci recomandată sau nu? Mie îmi place și în, cu siguranță pe 26 nu m-aș meda. Acum, nu știu, pentru trasee de cross-country tehnice din punct de vedere al virajelor, poate un 27.5 mi-ar fi de folos, dar nu chiar mai e la modă, să zic așa, virajele foarte strânse, nici măcar la trasele de cross-country. Acum se vrea a fi cât mai fluent traseu, în schimb, obstacolele peste care treci sunt mari, drop-uri, bolovani mari, și atunci, până la urmă, mărimea obstacolelor e la fel de mare, fie că ești rider mic, fie că ești rider mare. Asta e părerea mea. Pe de altă parte, geometriile de race sunt optimizate și făcute să fie compacte. Nu stai pe o bicicletă de 29 scalată, dat zoom in pe o bicicletă de 26. De fapt, roțile sunt mai mari, cadrul oarecum este tot așa mai... Într-adevăr, la bicicletele entry-level de 29, din câte am observat acolo, altfel stau lucrurile acolo, geometria e un pic mai, nu știu, mai avantajoasă pentru riderii înalți, într-adevăr. Mulți dintre cei care se vor uita la înregistrarea asta, practică sportul ăsta mai de hobby, mai așa, ce le recomanzi tu să își îmbunătățească puțin condiția? În primul rând, contează să ai kilometri, figurativ vorbind, fiindcă la mountain bike nu neapărat kilometri sunt mai mult durată, o referință, da. Dar un antrenament de bază, solid, poate face diferența. Adică, una e să te dai, nu știu, 500 de kilometri pe off-road înainte de un maraton, ca și antrenament, și alta e să ai vreo 4-5.000 de kilometri pe șosea, printre care să ai și niște sesiuni de off-road, niște sesiuni de, nu știu, cu intensități, dar totul să fie progresiv. Ideea e că în România și mai ales la nivel de hobby, cred că baza face diferență. Am înțeles. Felicitări pentru locul 3. Mulțumesc. Astăzi la cursa lungă. A fost o mică surpriză pentru mine. Calculele mele îmi ziceau că sunt pe locul 4, dar am greșit vârsta unui concurent din fața mea. Am înțeles. Felicitări pentru locul 3. Astăzi la cursa lungă. Mulțumesc. Și așteptăm să ne vedem la Cluj. Rezultate cât mai bune pentru tine. Și salutări, ne vedem probabil la maraton. Salut. Mersi. Mersi și eu.